Zonele rurale din Republica Moldova se modernizează, creează condiții mai bune de trai și oferă potențial de dezvoltare antreprenorilor locali cu suportul Uniunii Europene. La nordul Moldovei, în localitatea Sărata Veche, raionul Fălești, au fost implementate mai multe proiecte finanțate de UE. În decurs de 2 ani, datorită finanțărilor din partea Uniunii Europene, noi am reușit să implementăm peste 30 de microproiecte în regiunea Galma-Vila Măgura. Și datorită suportului și proiectelor implementate s-a schimbat viața pe care au avut beneficiarii proiectului nostru și ceilalți locuitori din regiune. Cristina Braniște a reușit să aplice la proiectul Antreprenor în devenire, să obțină finanțare prin intermediul galului local și să deschidă un atelier de croitorie. Confecționează fundițe și rochii personalizate. Am primit 4.300 de dolari pentru a-mi dezvolta afacerea, între care 3.440 de dolari a fost contribuția galului. Din acești bani am procurat mașină de brodat și două mașini de cusut. Odată ce m-am procurat mașini de cusut și angajând fetele, deja putem face față solicitărilor și putem confecționa un număr mai mare de fundițe și rochițe. Comunitatea locală se bucură de o serie de proiecte finanțate de Uniunea Europeană în colaborare cu Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei, GIZ, și asociațiile obștești din zonă. A fost desfășurarea concursului Green Mahala. Vreau să menționez o implicare foarte frumoasă a cetățenilor. Fiecare mahală s-a mobilizat și a participat în acest concurs. Au amenajat mahala, au salubrizat-o și totodată au identificat un loc de joacă, de odihnă pentru copii, cât și pentru maturi. Învingătorilor li s-au oferit premii, scrânciobi, bănci și chiar foișoare. În urma salubrizării localității, crengile și frunzele colectate cu ajutorul unui tocător specializat achiziționat în cadrul proiectului au putut fi utilizate pentru încălzirea casei de cultură din Sărata Veche. În cadrul vizitei de informare, care face parte din campania UE pentru Moldova Rurală, localnicii au putut afla și despre alte oportunități de modernizare și proiecte ce pot fi implementate la Sărata Veche, cu suportul oferit din partea Uniunii Europene și statelor membre.